Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi discutăm cu domnul Ruslan Codreanu, care este liderul Partidului Puterea Oamenilor. Mulțumim mult că ați găsit timp să veniți la Vocea Basarabiei, să punem în discuție mai multe subiecte de actualitate și o să vorbim astăzi și despre nevoia reformei administrației publice, reforma administrativ-teritorială, despre relația dintre puterea locală și cea centrală, despre alegerile generale locale din anul trecut și miza acestor alegeri din anul trecut, am zis, din anul 2023, despre situația social-politică din țară, despre ceea ce se întâmplă pe scena politică a Republicii Moldova, ținând cont că există sau nu există un dialog între putere și opoziție, ce să înțeleagă cetățeanul din aceste proteste din inima Chișinăului, care durează mai mult de 8 săptămâni, despre cât de afectată este Republica Moldova de acest război din imediata vecinătate, de invazia rusă în Ucraina. Subiecte sunt multe. Foarte multe. Haideți să le luăm pe rând. Mulțumim încă o dată. Ați venit la Vocea Basarabiei. Eu vă mulțumesc, onoarea e de partea mea. Mulțumesc tare mult pentru invitație și sper să mă mai invitați, că subiecte sunt atât de multe care le avem de discutat, că nu știu cât durează emisiunea, 4-5 ore, ca să reușim. Ne încadrăm într-o oră. Mulțumesc. Dumneavoastră, cum ați defini actuala situație social-politică din Republica Moldova? Eu aș împărți una politică și una socială, că nu pot să, printr-o propoziție, mi-ar fi greu să o definez pe cea social-politică. Cea socială este tristă, neașteptată, să zic, și eu cred că ce este mai greu încă urmează să vedem. Și aici mă refer în primul rând la creșterea galopantă a prețurilor, urmată de creșterea tarifului. Cea politică, iarăși, eu cred că dacă ne uităm pe arena politică astăzi și apariția mai multor partide și inițiative politice noi pe spectru, mai ales de dreapta, este o replică dată actualei guvernări și actualei conducere a întregii țări, pentru că vorbim totuși de o putere care are 63 de mandate, are instituția guvernului, instituția procuraturii, toate instituțiile din stat. Și faptul că astăzi apar tot mai multe inițiative pe eșchierul de centru-dreapta, este un mesaj foarte clar că dezamăgirile sau așteptările au fost prea mari și dezamăgirea este la fel pe măsură. Da, activizarea unor partide, apariția altor partide, dumneavoastră ziceți că ar fi o nemulțumire din partea lor că cei de la guvernare, fie că nu i-au luat în calcul sau că nu au ținut cont că sunt capacități umane și în alte formațiuni și că nu au fost cooptate la guvernare, sau la ce vă referiți? Nu, doamna Ursul, nu mă refer la o supărare subiectivă că nu s-au regăsit unii sau alți colegi din partidele politice în garnitura guvernamentală. Noi, ca un partid politic tânăr, nu de asta facem ce facem și încercăm să consolidăm echipa. Ba mai mult, noi am fost cei care am susținut la un moment dat și pe doamna președinte Maia Sandu, dar eu cred că dezamăgirile și, pot să zic, și aroganța care vine din partea guvernării îi face pe mulți colegi din alte partide, inclusiv pe noi, să ne activizăm, pentru că noi am tot încercat să venim cu propuneri constructive și să fim auziți pe diferite segmente. Noi nu am vorbit, de exemplu, despre energetic, pentru că nu suntem specialiști în energetic. Noi nu am vorbit despre justiție, deși sunt prioritățile guvernului. Dar noi am continuat să vorbim despre protecția mediului, despre educație, despre sănătate, despre economie și nu am fost auzit. Și atunci lucrurile astea, când nu ești auzit, când vezi un zid în fața ta, te face să fii activ, te face să vii cu o inițiativă mai departe și să încerci toate pârghiile pe care orice stat democratic le pune la dispoziția cetățenilor, de a se asocia și de a-și face vocea auzită. Da, mi-amintesc și pe timpuri când Ruslan Codreanu era primar interimar, tot multe nemulțumiri veneau din diferite tabere și iarăși exista această insistență a unora că Ruslan Codreanu nu-i vede pe toți și nu ascultă de sugestiile care vin din alte tabere și cu siguranță atunci era la putere Partidul Democrat și din contra se spunea că el creează partide ca să fie într-un fel sateliții guvernării. Ruslan Codreanu în 2015 a fost ales consilier municipal, iarăși cu votul a 35.000 de oameni în Consiliul Municipal și după asta a devenit viceprimar și primar interimar. Critici nu sunt numai atunci când nu faci nimic, oricum există critici. Eu vorbesc acum de un dialog și de un parteneriat. Ceea ce lipsește actualei guvernări este un dialog și parteneriat. Dar eu cum vă explicați lipsa acestui dialog? Eu nu vin să zic acum că este o problemă cu creșterea prețului. Eu vin să zic că noi nu suntem informați și nu există o transparență
deloc, că noi suntem anunțați la ora 6 dimineața, că noi deja cumpărăm energie electrică de pe malul celălalt de Prut, de la români, de la o companie privată. Noi nu suntem anunțați de ce a fost reziliat contractul cu Ciurgan. Noi nu suntem anunțați nici astăzi măcar și domnul Spânu a declarat că el nu știe care va fi prețul la energia electrică la sfârșit din noiembrie. Despre ce putem vorbi? Nu, el din contra va spune că la finele lunii va putea la finele lunii va putea. Astăzi el nu poate să zică cât consumăm noi și cât plătim noi pentru tariful la electricitate. Ori dacă vorbim de educație, iarăși noi am fost cei mai vocali pe sectorul educației începând cu pandemia și am încercat să ajutăm și familii care nu au avut acces la educație cu posibilitățile limitate, ca să zic, a Partidului Puterea Oamenilor. Asta ne-a motivat pe noi. Critici, eu nu zic că noi n-am fost. Noi din start când ne-am creat, noi am zis că noi nu suntem cărcotași, nu arătăm cu degetul, noi nu am fost creați ca să dezbinăm și noi am chemat la unitate. Noi am fost primii care am zis că în perioada de criză prin care trece Republica Moldova astăzi, ea nu are nevoie de dezbinare, are nevoie de unitate. Și inclusiv astăzi, noi dacă venim să zicem ceva, noi nu facem jos și sus. Nu venim să noi suntem împotriva la orice destabilizare acum în condițiile războiului care îl avem la hotar cu Republica Moldova. Dar noi vrem să fim auziți. Noi vrem un parteneriat și un dialog. Și greșeala cea mai mare care o face actuală guvernare, că nu caută parteneri aici pe intern. Pe extern noi suntem bine. Cu mâna întinsă la români, cu mâna întinsă la americani, la europeni, mulțumim pentru toate ajutoarele. Dar pe intern ce facem? Stânga se consolidează? Stânga crește? Cine credeți că o să aibă de câștigat din faptul că dezamăgirea populației în partidul de guvernare crește? Noi, partidele de dreapta mici? Nici de cum. Iarăși partidele de stânga. Și asta pe noi, cei mici, ne face iarăși să nu venim să criticăm, pentru că noi înțelegem foarte bine care este situația, inclusiv politică în țară. Noi am fi vrut să ajutăm, dar să ajutăm în sensul că noi venim cu niște propuneri și hai să le luăm în considerație. Așa cum am fost noi singurii care am luptat pentru codul electoral. Și am fost invitați de Comisia Electorală Centrală la dezbateri și toate propunerile care au venit din partea Partidului Puterea Oamenilor pe codul electoral, mai ales ce ține de accesul candidaților independenți, au fost luate în considerație. Dar de unde am venit noi cu astfel de propuneri? Pentru că Ruslan Codreanu a încercat să candideze independent în Chișinău și nu a fost lăsat. Și noi, lege cu lege, am scris propuneri și au fost luate în considerare. Domnul Codreanu, dar pentru că ați spus că Republica Moldova acum mai mult e cu mâna întinsă și cere sprijin din exterior, dar fără această asistență de peste Prut, din Uniunea Europeană, de peste ocean, credeți că Republica Moldova ar fi capabilă de una singură să depășească aceste mari probleme cu care se confruntă, dacă ne referim și la dosarul energetic și la dosarul economic, problema economică, probleme sociale, criză socială? Ca să răspund pe scurt, nu. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu are suficiente mijloace financiare pe intern pe care îi cheltuie aiurea. Și dacă tot noi de aproape 8 luni de zile suntem în situație de urgență, doamna Ursu, care eu nu mi-o pot explica, apoi cheltuirea banului public la noi nu e situație de urgență, credeți-mă. Dacă ne uităm pe toate achizițiile care se fac de instituțiile statului, se cumpără mașini noi, scaune, draperii, se sădesc floricele, se sădesc copăcei. Unde se întâmplă toate acestea? Și la instituțiile de stat, la Ministerul Apărării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cumpără procura servicii de consultanță de 12 milioane de lei. Primăria unui raion cumpără 12 mașini noi, autospeciale noi. Deci la noi este stare de urgență, oricând noi cheltuim banul nostru public, nu e situație de urgență. De ce nu se anulează acum toate achizițiile dacă noi tot dăm mesajul în societate că noi nu știm cum vom trece peste iarna asta și hai să strângem curelele? De ce noi mizăm doar pe suportul străin când la noi banii se toacă? Întreprinderile de stat sunt total ineficiente. Sectorul privat cum să facă față întreprinderilor de stat care sunt susținute din banii publici? Subcontractează, vreau să vă zic că întreprinderea de stat care trebuie să facă niște lucrări, ea este în minus și ea subcontractează un agent economic care prestează serviciu. Deci cum să facem noi față la astfel de situații? Ați spus că întreprinderile de stat sunt ineficiente și deseori se bate alarma că acolo se consumă banul public, se irosește, se risipește banul public, dar lucrul ăsta nu se întâmplă de azi și nici de ieri. De acord, sunt foarte de acord și de asta și zic că noi toți ne-am așteptat atunci când au fost lansate mesaje că sunt scheme, că sunt firme căpușe, că vor fi decapitate toate întreprinderile de stat și va fi schimbat managementul și în Consiliul de Administrație. Noi ne-am așteptat că lucrurile se vor schimba. Dar haideți să ne uităm puțin doar peste apă, canal, care e societatea pe acțiunea primăriei municipiului Chișinău. Da, și Andrei a spus că de 3 ani de zele nu s-au adresat de la apă, canal. Ce bani cere acum cu spumă la gură majorarea tarifului de 2,5 ori.
de 2,5 ori tariful de la 8,65, îl cere la 24 de lei peste noapte. Dar eu m-am uitat pe ce achiziții face SA pe canal, doamna Valentina, și acolo servicii de pază, 12 milioane de lei, servicii de transportare a namolului pe care ei îl subcontractează de la agent privat, 36 de milioane de lei. Păi pentru ce tu mai ești apă canal și misiunea ta e să transporti namolul, să curăți țevile de canalizare, dacă tu și serviciile astea le subcontractezi la alți agenți economici? Deci, ce fel de intermediar este SA apă canal a municipiului Chișinău, unde doar pe strada Pelevan 5 ore au reparat aceeași țeavă din contul cui? Păi desigur, din contul meu și a dumneavoastră și a altor locuitori a municipiului Chișinău. Și acum Ceban cere tarif de 24 de lei pentru că acolo se fură. Pentru că acolo este incompetență. Vicedirector de la Partidul Socialiștilor, vicedirector de la Partidul Comuniștilor, consilierul la directorul general Nănașu, primarului general, despre ce vorbim noi? Și eu despre astfel de lucruri vorbesc. Noi bani în țară avem și în municipiu. Avem. Eu nu zic că noi am fi rezistat fără ajutor. Dar noi și pe aici, pe interior, noi nu putem administra bunul public pe care îl avem. Noi pur și simplu ne batem joc de el. Și pe de o parte, noi instituim stare de urgență ca să luăm anumite decizii. Marea mea e supărare pe chestia asta. Pe de altă parte, noi mai departe cheltuim, nu vă supărați, peste 2 miliarde de lei pe satul european. Care sunt prioritățile noastre următoare? Pentru că dacă ne uităm pe Strategia Națională de Dezvoltare până în 2030, securitatea energetică nu este prioritate acolo. Nu este. Eu despre securitatea energetică aud din 2005, de când lucram încă la Ministerul Economiei și despre conectarea liniei de tensiune înaltă Vulcănești-Suceava. Și eu sunt mai mult ca sigur că dumneavoastră ați avut invitați în studio care vă povesteau despre interconectarea asta de zeci de ani. Și bani s-au dat. Și unde am ajuns noi? Și supărarea mea cea mai mare acum, că noi avem nevoie de o astfel de pagină cu 10 acțiuni prioritare, ce facem noi într-un an de zile. Și care ar fi aceste 10 acțiuni prioritare dacă ziceți tot, că e nevoie de o dacă tot vorbim acum de securitatea energetică, nu știm cum trecem din iarnă, oprim toate achizițiile și canalizăm toți banii ca să ne conectăm odată la Vulcănești-Suceava, ca să nu mai fim dependenți de acolo. E că asta ar fi prima dacă vorbim de securitatea energetică. Doi, trebuie să vedem să compensăm cheltuielile pentru toată populația iarna asta ca să iasă. Toți. Asta și au promis autoritățile? Nu pe categorii diferite, doamna Valentina, pentru că eu deja în ultimele două luni, trei colegi de partid au plecat din țară. Oameni tineri, cu copii mici, care și-au deschis o afacere și în pandemie, și în criză energetică, și în război, n-au primit niciun ajutor de la stat, deși statul se laudă că are 150 de milioane de lei pe conturi pentru tineri antreprenori. Banii trebuie injectați acum în economie, nu să faci, ai documentul ăsta, nu ai, du-și-l adu. Banii trebuie dați acum întreprinderilor mici și mijlocii. Și asta se referă și la guvern și la primăria municipiului Chișinău. Pentru că și acolo sunt miliarde și aici sunt miliarde. Și ce bani are? 5 milioane de lei pentru tineri antreprenori. Ia să-l întrebați câți bani au dat el în general afacerilor în ultimii 2 ani. Dar zero. De ce ziceți că trebuie întrebat? Că nu au fost alocați bani? Pentru că eu tot cer informații de la el să prezinte pe ce a cheltuit el 12 miliarde de lei în ultimii 2 ani, cât e bugetul municipiului Chișinău. 12 miliarde de lei. Și nu-mi dă informația, nu ne prezintă nouă informația. Și mă gândeam, poate cu ajutorul nostru o să încercăm să obținem pe ce să cheltui 12 miliarde de lei a municipiului Chișinău. Domnul Codreanu, dar pentru că vorbim despre instituțiile de stat și ineficiența acestor instituții, ați spus nu că Nu a tuturor, da. Pentru că deja unele au reușit să iasă din insolvabilitate, am înțeles. Inclusiv termoelectrica, da? Termoelectrica are probleme mari oricum. Cea mai mare problemă a termoelectrică datoriile istorice pe care le are municipiul Chișinău față de termoelectrică. Așa e că Ceban, în loc să se ocupe cu populismul, ar trebui să zică care este planul lui, ce face el cu un miliard de lei, deja la ziua, nu de azi, la sfârșitul anului 2021 avea datorie primăria Chișinău, un miliard de lei către termoelectrică. Mai departe, datoriile se acumulează. El o să vină în continuare și o să zică că trebuie să majorăm tariful pentru lucrările de salubrizare a selurilor, pentru că oamenii nu vor să mai lucreze cu 4-5 mii de lei. Dar el nu o să ne zică ce face el cu un miliard de lei datorie, nu? Pentru că nu-i capabil. E mai ușor să pui un 0,5 mm de asfalt pe Mihai Viteazu și să zici că tu ai renovat strada integral. Asta e bătaie de joc. De ce s-a permis totuși acumularea acestor datorii? Pentru că nu ne este clar. Lucrul ăsta se întâmplă și cu importul de gaze naturale. Lucrul ăsta se întâmplă și cu achitarea agentului termic și cu achitarea banilor pentru consumul de apă și pentru alte servicii. De ce se permite să se acumuleze atâtea datorii? Este o proastă administrare, pentru că atunci, în 2018, când eram viceprimar, am pus pe ordine de zi a Consiliului Municipal lichidarea selurilor și crearea a unei singure întreprinderi pe fiecare sector. Și Partidul Socialiștilor, în frunte cu Ion Ceban, care era președinte de fracțiune atunci, a votat împotrivă, pentru că sunt interese. Pe de o parte, omul plătește pentru jecuri sau seluri, așa?
Pe de altă parte, oamenii nu primesc salariul acolo. Noi spunem că sare nu avem, materiale antiderapante nu avem, nu avem cuciri de zăpezi, curțile de bloc. Toți banii ia termoelectrica. Pentru cine? Pentru salarii la administratorii de insolvabilitate. Știți cât are salariul la administratorii de insolvabilitate? Cam 20.000 de lei pe lună. Dar angajații la JEC-uri cât au? 3, 4, 5.000 de lei în dependență cât lucrează și fără materiale. Adică și tot circul ăsta continuă și continuă. Și atunci când i-am propus la toate fracțiunile, zic, hai să punem punct. Și m-am întâlnit cu selurile din toate sectoarele, le-am propus comasarea cu toate întreprinderile de salubrizare, oamenii au fost de acord, pentru că le-am spus că din 21 de întreprinderi, cât sunt acum în insolvabilitate, noi o scriem una singură pe sector și respectiv salariile se majorează. Consilierii au votat împotrivă, pentru că le convine cuiva. Banii vin din buzunarele oamenilor. Și eu vă spun, nu o să-mi fie mare mirare dacă după ce au majorat serviciile pentru lift service, pentru deservirea lifturilor, pentru evacuarea deșeurilor, pentru transportul public, ca așa din pix, am cerut majorarea la apă cu de două ori jumate, o să vină și o să ceară și pentru seluri majorarea de tarif. Bine, Andrei a spus că nu sunt motive suficiente și trebuie să justifice intenția dacă să înțelegem de a fi foarte clar care pentru să înțelegem care, foarte clar care e problema, că și eu pe apă canală îmi închei aici ce am de zis. Sunt 550 de milioane de lei deja la ziua de azi datoria apă canal. Ea nu s-o crea, doamna Valentina, de ieri și de azi, de când s-a majorat tariful la energie electrică. Ea nu s-a majorat de o săptămână. Ea se majorează pe tot parcursul din cauza ineficienței. Și eu vă întreb, de ce Andrei zice că 3 ani de zile apă canal nu a bătut la ușa Andrei are dreptate. Astăzi s-au pomenit că cei de la apă canal cer majorarea tarifului destul de mult. Ba mai mult ca atât, Andreu le-a și arătat că atunci când a fost ieftinirea de energie electrică un an în urmă, la ei s-a acumulat sold pozitiv de 337 de milioane de lei la balanță la apă canal. Acum ei s-au trezit peste un an că deja sunt minus 550 de milioane. Despre ce vorbim? Și iese iarăși primarul general Ceban și fără ca să spună foarte clar, fă un audit, vină și ne spune pe noi cât ne costă pe noi ineficiența la apă canal. Dar nu pune pe seama noastră a chișinăuienilor incompetența ta. Pentru că e proastă administrarea, asta e singurul răspuns de ce ei sunt în minus azi. Este proastă administrare la întreprinderea pe canal. Bine, acum ca și cei care urmăresc emisiunea să înțeleagă prea bine, domnul Ruslan Codreanu este adversar politic, să zic așa, primarului Ivan Ceban. O să-l invităm și pe primarul general ca să ne răspundă și dumnealui la toate aceste întrebări. Dar vreau să vă întreb totuși, întreprinderile astea de stat trebuie să-și păstreze acest statut de întreprindere de stat sau e bine să fie reorganizate? Nu poate o întreprindere de stat care în ultimii 3 ani arată pe hârtie pierderi să aibă un director care are salariul de 70.000 de lei. Sau el e rea intenție și el trebuie pus la pușcărie, sau este incompetent și trebuie schimbat. Dar majoritatea situațiilor care avem și la întreprinderi municipale și la cele de stat, ele arată pierderi. Dar câte sunt asemenea întreprinderi? Pe municipiu 63 întreprinderi și societăți pe acțiuni. La nivel de stat, nu știu cum ca să vă zic o cifră. 63 de doar entități, doar municipiu Chișinău. Doar municipiu Chișinău. Și care și aduc ce, cel mai mare prejudiciu? De ce noi în 2018-2019 autosalubritatea am scos-o pe plus? Și acum autosalubritate care evacuează deșeurile e pe minus. E o întrebare simplă. De ce edilitate care a construit tot Chișinău, toate drumurile din Chișinău le-au construit edilitate, azi e pe minus? De ce X-Drupo care astăzi face drumuri, azi e pe minus? Vreau să vă întreb altceva. De ce apă canal care are contract cu companii de reabilitare a fâșiilor de drum după ce ei fac lucrări la țevi, nu are contract cu edilitate care tot e întreprindere municipală? Deci ambele sunt întreprinderi municipale. Nu, ei contractează privați. De ce asta o pune pe brânci intenționat? S-a vândut toată tehnica la edilitate, s-a vândut pământul la edilitate, care era pământ municipal, aparținea întreprinderii de stat, întreprinderii municipale edilitate, astăzi sunt locuri de locuit. Și mai departe continuă falimentarea întreprinderilor. Și astea sunt cele mai profitabile, ar trebui să fie cele mai profitabile întreprinderi. Întrebarea mea, de ce acele persoane care gestionează treburile în aceste instituții nu vin să le spună cetățenilor exact care e situația? Nu știu de ce, pentru că au probabil că ce ascunde. La dar fel, ce se mai poate ascunde? Eu nu înțeleg și consilierii municipali, inclusiv consilierii municipali din PAS, de ce nu au solicitat și nu au bătut alarma de prima zi de mandat să ceară un audit la fiecare întreprindere. Un audit. Care sunt activele, care sunt pasivele, care sunt proprietățile întreprinderilor. Noi avem întreprinderi, doamna Valentina, care au zeci de hectare de pământ, ca să înțelegeți. Și nimeni nu vorbește despre asta.
Nimeni nu știe despre și asta. Și noi aflăm că parte din acele suprafețe de pământ se dau pentru construcția blocurilor. Câte un colțușor în alte aici, câte interese. Un colțușor aici, da. Da. Dar este un patrimoniu enorm. Și despre asta zic, noi nu putem să zicem că Republica Moldova nu are bani, sau municipiul Chișinău, care e capitala financiară și economică a țării, nu are bani. Sunt bani, numai că ei sunt foarte prost administrați. Și este mult mai ușor să aștepți donații și ajutoare. Dar problemele astea chiar sunt puse doar în cărca primarului general? Sau? Nu, am zis și de Consiliu. Există și de Consiliu. Eu de ce vorbesc municipal? Tot de Ion Ceban? Pentru că Ion Ceban nu s-a ocupat deloc de administrare. Dar el a făcut tare multă politică. Ce trebuie el să administreze bine ca lumea să înțeleagă exact ce primăria trebuie să facă fond, primarul primăria general? Primăria și Consiliul Municipal sunt fondatorii la întreprinderile respective. Ei au consilieri delegați în Consiliul de Administrare la întreprinderile astea. Dacă nu au consilieri în Consiliul de Administrare, ei trebuia să pună pe ordine de zi delegarea consilierilor municipali și angajaților primăriei în Consiliul de Administrare, ca să verifice rapoartele financiare, ca să ceară audite la întreprinderile respective. Nu s-a făcut. Noastră ați auzit în 3 ani vreun mesaj din partea lui Ceban despre situația dezastruoasă la întreprinderile municipale? Nu, noi am auzit atacuri și acuzații. Ba la guvern, ba la nu știu cine, toți îți divină, dar eu n-am auzit un mesaj de administrator din partea lui. Dincolo de săditul de copacele și vopsit de bordură. Bine, dar cazul cum a reușit domnul Ceban să rezolve problema în transportul public? Ce? Cu majorarea prețului pentru călătorie. Dar de ce 6 lei, dar nu 15 lei cât s-a propus? De ce? S-a propus 15 lei. Și răspunsul dumneavoastră care e? Tariful real s-a propus costul, ca să acopere costul. Eu la întrebarea de ce, care e răspunsul? Astăzi, noi, cu dumneavoastră, toți care plătesc impozite în municipiul Chișinău, subvenționăm transportul public cu 1 miliard de lei. Deci, în fiecare an, din bugetul municipal, care este din impozitele noastre, se dă 1 miliard de lei pentru parcul urban de autobuse și regia transport electric. Ceban a majorat cu 6 lei tariful. E ca eu o stare curios pentru anul viitor, cât o să mai subvenționăm noi iară în plus, pentru că tariful real trebuie să fie de 15 lei. Înțelegeți ce zic? Deci, noi oricum plătim dublu. Noi oricum plătim 6 lei și oricum o să mai dăm încă o dată din buget ca să-i subvenționăm, pentru că 6 lei nu sunt suficienți. Și atunci am zis, dar de ce nu o faci gratis? Cum l-a făcut Tallinn, cum l-a făcut Luxemburg. De ce? De ce 6 lei? Din moment ce există această subvenționare? Corect. Pentru că oricum plătim dublu. Oricum dai 1 miliard din banii noștri, pentru că lor nu e suficient doar tariful. Și tu miliardul ăsta îl scoți tot din impozitele noastre. Și era posibil. Dar de ce decizia pe care am pus-o pe ordine de zi în 2019 de comasare să fie o singură întreprindere, să nu fie două întreprinderi, să nu fie 40 de șefi și 80 de subșefi? O singură întreprindere, ca în toată lumea, de transport public în municipiul Chișinău. De ce nouă ne trebuie două întreprinderi? Înțelegeți? Iarăși sunt lucruri de administrare și de eficiență. Bugetul municipiului Chișinău e unul dintre cele mai mari bugete, da? Cum unul dintre cele? El are aproape 7 miliarde anual. 6,3 miliarde în 2019, 6,5 miliarde în 2020. Deci asta zic, 12 miliarde de lei pe 2 ani de zile și eu tot cer raportul. Prezintă raportul cum a executat bugetul municipal. Nu se prezintă. Deși legea spune foarte clar că sunt obligați la jumate de an și la un an să prezinte raportul pe executarea bugetului. Domnul Cotrean, așa sau altfel, să ieșim în stradă, să discutăm cu cetățenii și o să vă spună majoritatea că domnul Ceban este un primar bun și că el mai merită încă un mandat. Oamenii o să decidă cine merită un mandat, pentru că, cu siguranță, oamenii, dacă 30 de ani au umblat prin glod și acum văd un scoar sau un parc, ei o să zică că Ceban este un primar bun, dar nu e despre asta capitala Chișinăului. Nu e despre un parc. Parcurile, gata, se termină, ai făcut parcuri. Dar unde sunt 5 grădinițe în fiecare an promise? Grădinițe, pentru că noi în continuare avem mii de părinți care stau în rând la grădiniță. Unde sunt grădinițele? Unde sunt centrele de tineret și hub-urile pentru tineri, pentru că ai promis prioritatea numărul 1 tinerii? Nimic. Unde sunt drumurile făcute în suburbii și nu un centimetru de asfalt, dar către toate suburbii s-au promis drumuri de calitate? Unde sunt investițiile în municipiul Chișinău, pentru că tinerii din Chișinău pleacă? Noi n-o să aibă cine plăti impozite în municipiul Chișinău, deși primăria stă cu mii de metri pătrați liberi, neocupate. Eu despre asta vorbesc. Chișinău nu e numai despre parcuri. Parcul este frumos, dar el se termină. Și după parcuri ce ai să mai faci? 8 milioane de lei au costat forumul investițional al Chișinăului. 8 milioane de lei. Sala era plină de angajații de la spații vers și regia transport electric. Pentru asta trebuia să cheltui 8 milioane de lei în situații de criză, în situații de urgență și zici că nu ai bani la primărie? Eu despre asta vorbesc, despre o totală abordare de gestionare a treburilor în oraș. Să iei credit de la băncile comerciale și să cumperi autobuze, asta nu este investiție și nu este o dezvoltare, doamna Valentina. Asta sunt bani care noi o să trebuiască să-i întoarcem, pentru că ai luat credit.
Eu am putut să cumpăr 31 de autobuze din banii municipali. Nu am luat credit. Nu am luat de la BER, nu am luat de la bănci comerciale, nu am luat, deși mi se propunea. Dar așa e simplu, să iei și să cumperi și să zici că eu am făcut. Dar asta sunt credite scumpe. De la BERD au luat 9 milioane de euro, 200 de milioane de lei, pentru, ghiciți ce, ca mai departe să ducă gunoiul la țânțăreni să-l îngroape. În ce oraș din lume gunoiul se mai îngroapă? El nu se mai îngroapă, el se reciclează, el se sortează, el se prelucrează. Dar ce bani am împrumutat 200 de milioane de lei de la BERD și îngroapă mai departe gunoiul la țânțăreni? Păi noi despre asta vorbim. Eu nu, asta e dezvoltarea pe care eu vreau să o văd în următorii 10 ani în municipiul Chișinău. Bine, dar practic se vede cu ochiul liber că deja neoficial, dar a demarat o campanie electorală pentru alegerile eu generale locale de anul viitor. Eu continuu să vorbesc despre Chișinău din 2015, de când am candidat în calitate de consilier municipal și nu m-am oprit să vorbesc despre Chișinău. Și nu știu de ce în campanie electorală se vorbește mult și se abordează problemele și se propun soluții ca imediat după ce se obține mandatul să se îndepărteze cel care câștigă mandatul de aceste probleme sau e foarte greu să pătrunzi în esența acestor probleme ca să identifici soluții bune? Dacă te ocupi de administrare, nu este greu. Dacă trebuie să ai și echipă, mai ales când ai în echipa ta 22 de consilieri, dintre care mai mult de jumătate sunt pe comunicare. E ca cum și se ocupă ceva. Pe comunicare, de consilieri. Ce înseamnă 22 de consilieri pe comunicare? Nu, 22 de consilieri, dintre care mai mult de jumătate spre comunicare. Mai mult de jumătate. Da, deci adică... asta sunt prioritățile lui, să comunice. Înțelegeți? Nu să administreze și să facă. Dar oameni care să comunice. Dacă la guvern, la etajul 5, toți consilierii vorbesc în germană și în engleză, la Ceban vorbesc toți în rusă, la etajul 2 a primăriei. Deci nu e nicio diferență, că tot cineva din afară îi consiliază și pe unii și pe alții. Dar eu vorbesc de problema de administrare, pentru că vrem noi, nu vrem, oamenii care sunt în primărie au mai rămas oameni care știu problemele. Pe ei doar trebuie să-ți setezi foarte clar prioritățile. Dar tu când ai ca prioritate numai să critici și să arăți cu degetul ba la guvern, ba la nu știu cine, mai puțin te ocupi de administrare. Și tot vorbeați de parcuri. Eu vreau să vă zic că majoritatea scoarurilor și parcurilor au fost făcute din donații. Din donații. Dar știm că România au oferit... Nu în România, de agenții economici locali. Dar știu că au fost donații și din afară. Dacă vorbim de sectorul Buicani, acolo foarte mult s-a implicat guvernul României și orașe din România. Eu vorbesc de scoaruri și parcuri pe Sarmistegetuza, pe Coca, la Butoiaș, agenți economici, care după asta au venit și au construit blocuri de locuit. Și noi când am solicitat să ne se facă publică informația cine sunt donatorii și binevoitorii municipiului Chișinău și cât a fost donația, care este lucrarea executată. Iarăși ni s-a refuzat prezentarea informației. De ce? Credeți că s-a făcut un târg? Îți dau eu un mult lot sigur pentru a construi un între timp? S-a făcut un târg. Investești pe sub masă, a schimba exteriorul. Așa cum primăria municipiului Chișinău a rămas fără stații, toate stațiile din municipiul Chișinău sunt date unui agent economic. Fără licitație. Și agentul economic plasează toată publicitatea în stațiile pe care CICA le-a donat gratuit municipiului Chișinău. Fără licitație, fără nimic. Înțelegeți cum? Și despre lucrurile astea eu am tot scris și am cerut informații de la primărie. Vreau 5 scrisori în timp de un an de zile. Nicio informație nu se prezintă. Și eu înțeleg de ce. Pentru că normal că dacă tu te lauzi că ai făcut 30 de metri în parcul Butoiaș, dar după asta au apărut un bloc de 15 etaje în spate, e clar de ce. Dar oamenii dacă ar fi fost întrebați, voi ce preferați? 30 de metri de plitcă de trotuar aici sau un bloc de 15 etaje? Iar fi zis, nu ne trebuie trotuar, vă rog. Dar nici blocul nu vrem să-l vedem. Domnul Codreanu, exact peste un an, în toamna anului viitor, vor avea loc alegeri generale locale. Care e miza acelui scrutin? Ca la fiecare alegeri electorale pe municipiu Chișinău, miza este foarte mare. Dar așteptarea mea și ceea ce mă interesează mai mult ca persoană care e din administrație, că discuțiile și dezbaterile electorale nu vor fi axate pe probleme și soluțiile municipiului Chișinău și a chișinăuienilor, dar vor fi iarăși despre stânga și dreapta, sus și jos, învinuiri și căldări cu zoi. Noi asta am văzut la fiecare scrutin electoral. Mai ales acum, dat fiind că avem și agresiunea Rusiei în Ucraina și războiul care îl avem la hotar, iarăși se va începe polarizarea societății în ai noștri și ai voștri,
în sus și în jos și în, de-a cui ești tu, că ești cu Moscova sau ești cu Bucureștiul sau ești cu America. Repet, spre regret. Pentru că eu cred că Chișinău merită mai mult, chișinăuienii merită niște dezbateri, nu doar civilizate, dar să afle și care sunt problemele în administrarea municipiului Chișinău și care sunt soluțiile pentru administrare. Dar cel mai probabil ar fi bine și tabăra celor de pe șcherul de stânga și tabăra celor de pe șcherul de dreapta. Să discute toți civilizat la un loc și să identifice poate una, două persoane care să aspire la această funcție. Eu cred că asta ar fi apogeul maturității politice pentru care Republica Moldova încă nu cred că este gata. În cele ce urmează, să vorbim despre nevoia reformei administrativ-teritoriale, despre acest lucru se discută de mult timp, ba e criticată, ba e lăudată, ba e pusă pe stop, ba iar cineva se gândește că trebuie să fie promovată această reformă. În general, pe moment, ce înțelegeți dumneavoastră? E nevoie de promovarea reformei administrativ-teritoriale sau reformei administrației publice? E același lucru după mine. Reforma administrației publice și reforma teritorială administrativă este o componentă a reformei administrației publice, asta dacă da. Vorbim și la nivel central și la nivel local. Că este nevoie, este absolută nevoie, da? Pentru că noastră, ca și mine, probabil că mai mult ca și mine, mergeți prin raioane și prin sate și vedeți sate-ul care sunt total depopulate. Dar eu vreau să vă zic că de când se discută despre această reformă teritorială administrativă și bani care au fost alocați pentru reformă, pe bugetul la vreo 20 de sate luate împreună. Deci, ca să înțelegem foarte clar, astea sunt 898 de localități în Republica Moldova de nivelul 1. 898 de primării. De primării. Da. Apele de nivelul 1. Da. 898. Dintre care 95% nu își pot acoperi cheltuielile administrative. Adică ei nu au bani pentru a plăti primarul, secretarul de consiliu, inginerul cadastral și preceptorul fiscal. Nu au bani. 95%. Deci situația este mai mult decât este. Bugete locale sunt. În ce sens bugete locale sunt? Fiecare primărie are un buget local și din acel buget... Dar el bugetul local care este, el se duce pentru a achita directorul de grădiniță sau alimentarea copiilor sau cheltuieli care sunt din transferuri de la Consiliul Raional, care sunt transferuri de la bugetul de stat, dar el nu-și acoperă, veniturile care le are el, nu acoperă cheltuielile administrative. Și asta sunt 95% din primării. De ce vorbesc despre asta? Pentru că primul studiu a fost făcut în 2012, elaborarea strategiei a costat $1 million. A doilea studiu a fost făcut în 2015 pe reformă și pe descentralizare și a treilea a fost făcut în 2019 cu ajutorul agenției germane. Deci, expertiză este mai mult decât suficientă. Date statistice sunt mai mult decât suficiente. Ultimul studiu care s-a făcut în 2019 s-a luat în general datele geospațiale, harta de sus a Moldovei și au propus 3 scenarii. Între care intermediar, moderat și compact. Ăsta compact prevede din 898 de primării să rămână 93 de primării. Ba mai mult ca atât, încă s-a mers mai departe pe modelul de a vedea care, pe centru de prestare a serviciilor, câți kilometri vor trebui parcurși de către oameni ca să vină să le se presteze serviciul respectiv. Scenariul compact, care e, cumva să zic, cel mai dur ar fi, da? Din 898 să rămânem cu 93, prevede distanța de 12 kilometri. Înțelegeți? Și unii oponenți politici, unii oameni care nu sunt buni pentru interesele Republicii Moldova, speculează pe asta, că oamenii vor trebui să parcurgă zeci de kilometri, că oamenii vor rămâne fără serviciu, că oamenii nu știu ce. Că o localitate care nu are primărie nu are perspectivă, că serviciile nu vor fi mai aproape de cetățean, dar din contra, și de că cetățeanul de unde pornim noi în general? Departe, eu când zic cuvântul reformă... Că raioanele, dacă se lichidează... Raioanele atunci, trebuie lichidate. Atunci asta va fi un mare dezavantaj pentru Republica Moldova, dar asta ce? Spun cei din opoziție, aud și pe socialiști, pentru aud... Că ei, pentru că nimeni nu a avut voință politică în Republica Moldova să impleteze o atare reformă. Pentru și că tot 10 se, ani tot... Toți se gândesc la electorat. E ca opoziția se gândește că are foarte mulți consilieri raionali din partea partidului și ei sunt agenți electorali. Dar eu vreau să vă zic că astăzi sunt 1300 de consilieri raionali care nu-i clar cu ce se ocupă și 3000 de angajați în toate raioanele care nu-i clar cu ce se ocupă. Mie nu-mi e clar de ce direcția învățământ raională trebuie să numească directorul de școală în satul cutare sau cutare,
Și de ce nu poate face primarul din satul Cutare? Mie nu mi-e clar de ce direcția raională de învățământ din raionul Soroca, de exemplu, trebuie să se ocupă doar cu schimbarea ștampilelor. După ce s-a schimbat denumirea Ministerului Educației, ei odată indicații să schimbe ștampilele. Costul unei ștampile a fost de 200 de lei. Cine a plătit costul unei ștampile? Pentru că trebuiau 3 ștampile. Școala. Pentru o școală dintr-un sat cu o primărie mică, asta au fost costuri enorme. E ca cu ce se ocupă direcția învățământ raională. Dar direcția agricultură raională cu ce se ocupă? Ei nu știu măcar câte pământuri mai au. Ne mai vorbim că ei nu știu cu ce se sădește, la câți ani au fost reîmprospătătoare. Da, este adevărat că aud și eu unii fermieri care 3.000 de angajați. Anual 30 de milioane de lei. O singură dată nu au fost chemați, de exemplu, corect, la raion ca să aibă o discuție pe o problemă arzătoare. Da, altceva vreau să vă zic. Luăm raionul Dubăsari și raionul Hâncești. În Dubăsari, la un angajat a Consiliului Raional, revin 240 de locuitori. În raionul Hâncești, la un angajat, revin 1.281 de locuitori. Sunt raioane unde, din toți angajații aparatului administrativ, jumate dintre dânși sunt ajutorul președintelui de raion, asistenței președintelui de raion. Despre ce vorbim noi, doamna Valentina? Haideți să vorbim... Noi ce suntem în anul 1960, când trebuia să sui în mașină, să duci hârtiuța la sel soviet și să aștepți să-ți pună ștampila, sau noi vorbim din 2012 iară despre digitalizare și despre servicii prestate online? Eu știu că dumneavoastră ați fost mult preocupat de această problemă și să vă întreb acum, după 10 ani de incertitudine, dacă ținem cont că din 2012 și până astăzi totuși se poartă discuții pe marginea acestei reforme și după atâți ani de neclaritate, acum doar voința politică lipsește. Și iarăși ajungem că dacă există voință politică, e și un cost politic pentru că se apropie alegerile și atunci o să se piardă din bazinul electoral. Vedeți, noi pe de o parte cu noastră am început emisiunea că Moldova nu ar rezista fără ajutorul străin. Pe de altă parte, noi în continuare de 30 de ani ducem un sac în spate care el tot sparge. Satele dispar, dar noi ținem consilii raionale și șefuleți cu șoferi, cu vicepreședinți care nu e clar cu ce se ocupă și cheltuim banul public aiurea, că despre asta vorbesc. 30 de milioane anual se duce pentru întreținerea consiliilor raionale. De ce? De ce banii ăștia nu s-ar duce pentru majorarea salariilor la primării? Acum există consens că ar trebui să fie lichidate aceste consilii raionale, nu, da? Nu mi-e clar dacă există consens. Am înțeles că și Congresul Autorităților Locale a ajuns la această concluzie și că majoritatea primarilor spun același lucru și că la nivel central exact ar fi această deschidere. Să vedem. Ca să fie acceptat scenariul cu privire la lichidarea consiliilor raionale. Dar următorul pas, după ce lichidez aceste consilii raionale, care trebuie să fie? Primul pas trebuie să fie atunci când ai primul an de mandat, să începi reforma asta. Acum, doamna Ursu, degeaba la guvernare au început discuții despre reforma teritorială administrativă pentru că e târziu. În anul 2023 deja trebuia să fie pregătită reforma ca alegerile să aibă loc după noua reformă. Acum deja e târziu. La anul viitor iarăși vom alege primari în 898 de localități. Și asta este evident pentru toată lumea. În locul consiliilor, foarte clar s-a propus, pe baza agențiilor de dezvoltare regională care sunt, noi avem 5 agenții de dezvoltare regională, adică exact pe modelul lor, să fie centrele administrative, centrele de prestare a serviciilor către populație. Pentru că scopul reformei nu ar trebui să fie economisirea. Eu vorbesc de consilii pentru că ele sunt niște intermediari și căpușe, nu neapărat de economisire. Scopul reformei trebuie să fie să aduci serviciile mai aproape de cetățeni. Servicii de calitate. Servicii de calitate. Și de asta s-a făcut modelarea geospațială, unde s-a propus să fie centrele administrative de prestare a serviciilor pe scenariu compact, distanța cea mai mare de 12 km. Dar dacă vorbim în general de scenariu moderat, e 10 km. Dar eu totuși am să insist să aflu un răspuns de la dumneavoastră. Dacă se ajunge la un compromis și se zice că raioanele trebuie lichidate. Raioanele sau consiliile raionale? Consiliile raionale, ca să fim exact. Da. Consiliile raionale. Următorul pas care ar trebui să fie? Următorul pas în ce sens? În baza consiliului, deci primul pas, trebuie să fie o consultare largă la toți primarii pe reforma respectivă, să-i pregătești pe primari, pentru că forțele de opoziție o să speculeze foarte mult și orice reformă, dacă se începe cu speculații, e sortită eșecului. 2. Lichidarea consiliilor raionale trebuie să fie făcută în paralel cu crearea centrelor administrative de prestare a serviciilor cetățenilor. Și acestea se vor numi municipalități? Municipalități, așa le spun Congresul Autorităților Locale, le spune municipalități. Pe studiu care a fost făcut, le propune centre administrative. În baza agențiilor de dezvoltare regionale și trebuie să rămână 32? 5. Agenții de dezvoltare regională, noi avem 5.
Deci raioanele, în raza agențiilor de dezvoltare, centru, nord, sud, intră în baza centrului. Deci se comasează mai multe raioane. Se comasează ca prestare de serviciu. Da. El oricum rămâne raionul da. Care este, da, dar ca absolut. Prestare de serviciu el se comasează. Da. Și distanța, cum v-am spus, din toate raionele, din toate localitățile, o să fie maxim de 12 km. Dar de ce atunci se crede că argumentele opoziției pentru ar putea că nu să se fie... discută. Pentru că nu se discută. Să cântărească mai mult decât argumentele celor care guvernează. Pentru că, după mine, când începe un proces atât de important pentru țară, și el e costisitor nu atât neapărat cât bani, cât el e costisitor ca efort și ca implementare și ca timp. Tu trebuie să începi să discuți, să ai un consens, așa ca să eviți orice speculație și manipulări. Cu siguranță că se va specula. Cu siguranță că se va zice că vor rămâne oamenii fără lucru. Cu siguranță că se va zice că oamenii nu o să primească certificat de naștere sau certificat de deces. Dar asta doar sunt minciuni. Bine, dar acum poziția lui Ruslan Codreanu e foarte fermă și mulți ar putea să spună da, pentru că dumnealui e locuitor al Chișinăului și se simte... Locuitor al Chișinăului care a fost în peste 350 de sate în Moldova, inclusiv în sate unde a rămas un singur om, inclusiv în sate unde a rămas 7 oameni, inclusiv în sate care primăria a fost lichidată și s-a făcut comună. Dacă ați fi trăitorul, de exemplu, cu satului Măgurele din raionul Ungheni, că e un sat așa în calea tuturor relelor, cum zic localnicii de acolo, ați avea același punct de vedere? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da, pentru că eu vorbesc că la prima etapă trebuie să începem cu lichidarea Consiliului Raional. Bine, dar dumneavoastră cunoașteți de la Măgurele. Ca să ajungi la Ungheni, trebuie să parcurgi un drum care e de calitate foarte și foarte proastă. Păi da, eu de ce zic lucrurile trebuie făcute în paralel? Pentru că prestarea serviciilor și aducerea serviciilor mai aproape de cetățeni nu trebuie să fie lăsată ca ultimă etapă. Nu lichidezi și după asta te gândești ce să faci ca să repari. La asta noi suntem buni, că am mai lichidat noi multe și după asta n-am putut să punem la loc. Eu zic, toate trebuie să meargă în paralel și dacă vorbim de infrastructura drumurilor, eu am fost printre primii care am strigat, nu luați bani de la fondul rutier. Lăsați banii la fondul rutier și faceți drumuri la oameni pentru că o să vină, într-o zi o să vină reforma teritorială administrativă. Oamenii au nevoie de drumuri, oamenii au nevoie de internet, dar în primul rând oamenii au nevoie de salarii, doamna Valentina, pentru că dacă mergem în primării și primarul e și perceptor fiscal și inginer cadastral și secretarul de consiliu cu un salariu de 5.000 de lei, nu are cum. Salariul acum e în jur de 10. Nu are cum el să fac față. Și noi vorbim despre accesarea fondului european când el nu știe ce înseamnă să scrie un proiect. Eu despre asta vorbesc. Noi trebuie să investim în paralel în toate. În toate. Și eu tot am vorbit. Asta nu înseamnă că satele trebuie lăsate în urmă, pentru că eu am fost în sate comună unde primarul dintr-un sat și celelalte sate rămân în paragină. Nici măcar nu se curăță nimic acolo, pentru că primarul doare doar satul din care e el. Dar observațiile și ale mele, pentru că merg și eu în Moldova profundă, de exemplu, depinde și de cine e primar. De acord. Pentru că poate fi o localitate mică și să fie foarte bine dezvoltată. Noi avem și pot să de dau localități. De exemplu Mereșeu, ca unde am fost nu de mult la nordul Republicii Moldova. Primarul a avut 4 mandate, dacă nu greșesc, doamna Albu, și ea a reușit acolo să renoveze școala, să facă bijuterie din grădiniță, să facă lucruri. Și poate exista un alt primar unde situația parcă geografică ar fi mai bună și ar putea să aducă și proiecte mai multe, dar e o situație mult mai proastă decât, de exemplu, în această localitate mică. Noi avem primării cu peste 5.000 de locuitori care o duc mai rău decât o primărie cu 1.000 de locuitori. Și aici aveți perfectă dreptate că este și factorul uman. Absolut. Dar factorul uman nu ne putem bloca reforma pe țară din cauza factorului uman. Primarii trebuie instruiți, cu primarii trebuie de lucrat. Primarul, dacă a fost ales de alt partid, asta nu înseamnă că el nu e de-a nostru. Dar eu vreau să vă aduc la gândul că ar putea să existe și revoltă din partea cetățenilor. Cu siguranță că va fi. Eu am fost în satul Horodește, în Arionești, unde vorbeam cu doamna primar și cu locuitorii și doamna primar zicea, eu sunt primar, eu sunt psiholog, eu sunt preot, magazinul nu lucrează, la cine vine să se plângă? Are un botez cineva în sat, el la cine vine să se bucure? Primarul trebuie să fie acolo. Primarul trebuie. Tu poți scoți școala din localitate, dar dacă scoți și primarul, satul a murit. Deci satul a murit. Iată, vedeți? Și atunci ce facem? Dacă e primar, moare satul? Păi eu asta zic. Eu nu zic că trebuie să lichidăm primările. Eu zic consiliile raionale. Începeți cu consiliile raionale. Nu vă apucați de acolo unde nu trebuie.
Nu vă apucați de la primari, pentru că țara se ține pe entuziasmul primarilor și multe sate care ar fi dispărut, ei se țin anume pe primari. Că au reușit ca să îmble pe la uși, pe la tot felul de fonduri, să aducă apeduct, să aducă o leacă de lumină, să aducă o leacă de asfalt în sat. Oamenii au nevoie de asta. Dar acum să iei și să zici, noi lăsăm consilii, dar lichidăm, comasăm primăriile, asta ar fi cea mai mare prostie. Era o idee ca primarii să creeze o formațiune politică. Păi ea este vie. Ce părere aveți despre crearea unui partid de rândul primarilor? După mine e foarte grăitoare, ca să zic moldovenește, această inițiativă, pentru că, iarăși, în vremurile bune, când partidul de la guvernare a fost cel mai bun în declarații și în promisiuni pentru primari și pentru autoritățile administrației publici locale, se creează un partid a autorităților publici locale, a primarilor. Asta înseamnă că nu au fost auziți, pentru că li s-a promis inclusiv și impozitul pe venit de la antreprenori, de la agenții economici, să rămână la teritoriu, ca primarul să aibă instrument. El, de ce... Vorbim de agentul economic Valentina Ursu. Care sat să-l aleagă? Păi primarul trebuie să vină să o tragă pe doamna Valentina de mână, vină la mine și investește în sat, deschide afacerea la mine. Dar nu i s-a dat lui impozitul ăsta, el ce interes are să mai lupte pentru agenții economici? Și norocul meu că nu sunt antreprenor. Domnul Codreanu, dar totuși, iată, dacă se ajunge la această reformă, cât timp ar trebui? Nu e o reformă de o zi și cu siguranță că efectele ei să le simtă oamenii, anume în prestarea serviciilor și că țara e mai aproape de ei, asta o să ia o perioadă de 4 ani. De asta zic, orice guvern care ar avea curajul să o facă, trebuie să o facă în primul an de mandat. Dar urmează 3 ani de alegeri, așa? Dar noi Moldova când nu a fost alegeri, doamna Valentina? Pe care eu tocmai din cauza asta și zic că discuțiile care le-a inițiat acum guvernul sunt inutile și pentru bifă. Nu inițiezi acum discuțiile la sfârșit de an când știi că în 9 luni de zile ai alegeri locale. Îi aud pe foarte mulți primari care și-ar mai dori un mandat că nu vor candida pe liste de partid pentru că astăzi nu e mai avantajos, dar mai degrabă independent. Noi credeți, și astăzi avem peste 100 de primari. Dar credeți că schimbă situația dacă mai mulți candidează ca și independenți? Eu chiar dacă sunt lider de partid, Partidul Puterea Oamenilor, eu tare mult și des am simțit că oamenii sunt dezgustați de politică și de partide și de tot. Și cu siguranță că ei mai bine înțeleg atunci când vine un candidat independent și zice că eu sunt cu nimeni, eu vreau să fiu independent și să fac administrație. Asta a fost și mesajul meu către toți primarii cu care am lucrat și care am vorbit. Nu faceți politică, faceți administrare. Numai că ei de ce iarăși sunt nevoiți într-un anumit moment sau altul să facă politică? Pentru că trebuie să ducă la Consiliul Raional, unde stă un vicepreședinte de partid. Să admitem că nu vor mai fi consilii raionale. Atunci e mai avantajos pentru o persoană să fie candidat independent la alegerile locale? Nu schimbă nimic, pentru că oricum, din păcate, nu am dezvoltat capacitățile și instrumentele reale ale lor la nivel local, ca să scrie proiecte, ca să acceseze fonduri. Oricum vor veni la fondurile naționale. Nu vor trece prin consiliile raionale, vor veni și vor sta sub ușa fondurilor naționale, pentru că ei venituri proprii iau foarte puține. Dar ce șanse are un partid al primarilor? Pentru că omul atunci când alege primarul, el se gândește la problemele localității, în primul rând, și că persoana respectivă ar putea să rezolve o parte din aceste probleme. Când îl trimiți în Parlament, atunci omul se gândește altfel. Păi dacă el e bun la nivel local, eu acum îl trimit la nivel în Parlament și care e câștigul? În această nouă inițiativă sunt câțiva oameni care mi-s tare dragi. Și cu televiziunea noastră eu n-am să răspund la întrebarea asta. Dar dumneavoastră ați merge în partidul primarilor. De ce? Dacă noi suntem o comunitate de oameni creată și încercăm să ne dezvoltăm și să ne consolidăm. Eu da, ar avea șansă o asemenea Eu am comunicat formațiune. Cu colegii de acolo, ne-am dorit succes ambii și am zis cu siguranță că într-o bună zi ne vom regăsi într-o formă. Are șansă să acceadă în Parlament se creează un asemenea partid al primarilor? O să zică cetățenii și oamenii. Nu mai rămas mult și o să vedem. Dar noastră aveți perfectă dreptate. Atunci când e vorba la nivel local e una, când e la nivel de țară e altceva. Și construcția unui partid politic în Republica Moldova, vreau să vă zic din experiența mică de un an, este foarte grea și foarte dificil. Și apropo, deseori se pune întrebarea, câți bani se cheltuie pentru întreținerea unui partid? Depinde pentru ce cheltui bani. Dacă cheltui bani pentru un sediu de 1000 de euro, e unul. Dacă cheltui bani și nu ai sediu, e altceva. Dacă ai voluntari sau nu ai voluntari, dacă ai oameni angajați care juriști, avocați, e una. Diferite sumele, cu siguranță, dar... Eu vreau să felicit noua componență a Comisiei Electorale Centrale, foarte bine lucrează pe transparența financiară a partidelor. Noi chiar am fost avertizați din cauza la 0,50 de bănuți.
Eu mă mir de ce noi, cei mei titei, am fost... Ați fost avertizați pentru 0,50 de bănuți? Am întârziat, da, cu un raport. Nu l-am prezentat vineri, dar l-am prezentat sâmbătă și am fost avertizat. Eu chiar am întrebat colegii de la CEC, zic, dar ăștia care îmblă cu culioacele și cu offshore-ul și nu știu ce. Îți bine, mulțumesc, dar noi ăștia mici... Dar asta este. Democrația se construiește greu, deși de 30 de ani lăudăm că suntem un stat democratic. Eu doar mă bucur că în Republica Moldova apar forțe noi, oameni noi, deși mulți dintre ei nu sunt noi, sunt mai vechi. Partid de noi cu oameni vechi, pentru că mulți dintre ei au mai fost și deputați și miniștri și s-au mai perindat pe la putere, dar asta este. Acțiunile de protest și ce impact pot să aibă acțiunile de protest? Eu cumva înțeleg oamenii care vin acolo de bunăvoie. Eu am participat la toate protestele, mai ales în perioada 2015-2016, am fost și eu în Piața Mare Națională. Doar că caracterul protestelor care au fost atunci și care este acum este un pic diferit. Dar prin ce se diferențiază? Prin faptul că atunci oamenii erau motivați cumva ca de suflul ăsta, de nu știu cum să zic, de libertate, practic că e prea filosofic spus. Eu am fost de bună voie pentru că am simțit că trebuie să fiu acolo. Noi am fost mulți colegi atunci în Piața Marinilor Naționale. Acum prea mult gloci, prea mult se manipulează pe baza protestelor respective și doar din cauza celor care cheamă oamenii la protest. Pentru că nici Ilan Șor, nici colegii lui de partid nu au dreptul moral de a chema oamenii la protest. Pur și simplu dreptul moral. Să inviți oamenii la protest trebuie să fie un model pentru oameni, ca oamenii să te urmeze și să creadă în tine. Iar când tu ești certat cu legea, când tu ar trebui să faci protestele după gratii, când tu ai multe întrebări la care ai putea să vii să răspunzi aici, din Piața Mare Adunării Naționale, chemi oamenii la protest, eu cred că asta e bagiocoră inclusiv față de oameni. Dar ziceți. Dar eu cred în oamenii cei care sunt acolo, în mulți dintre ei. Nu vorbesc acum de cei care sunt plătiți sau nu sunt plătiți, dar oamenii o duc greu. Oamenii o duc greu și oamenii sunt revoltați. Și eu nu ascund că, inclusiv și noi am discutat despre flash mob-uri, despre nemulțumire, inclusiv cu alți colegi din alte partide am discutat despre lucrul ăsta. Dar noi cel mai mult nu ne dorim acum destabilizare și cel mai mult nu ne dorim acum ură în societate între oamenii noștri. Orice ce faci Șor cu partidul lui, anume asta faci. Deci și întrebarea mea totuși, cine și cât cheltuie pentru a întreține un partid în Republica Moldova? Da, eu nu vreau să speculez, doamna Orsu, dar mă informez și eu din sursele media, mă uit pe comunicatele procuraturii, văd sume de 300.000, văd sume de 200.000 găsite la diferite sedii pentru organizarea protestelor. Și asta e partea tristă. Pentru că se omoară ideea de un protest voluntar de bunăvoie, fără să fie omul plătit sau fără să fie organizat chestia asta. Dar cetățeanul, atunci când pune ștampila pe buletinul de vot, el se gândește la partid și câți bani cheltuie el de la o alegere la alta, de la un scrutin la altul? Știți cum, eu acum nici de cum nu sunt liderul unui partid, dar sunt Ruslan Codreanu, care... Îs din Tiraspol, am făcut studiile în România, am învățat și în Germania. Noi suntem produsul la toate politicile și guvernările care au fost de până acum de 30 de ani. Să dai vină acum pe un om din Chișinău sau pe un om din Sudarca sau din Criuleni este greșit, pentru că noi toți suntem produsul la toate politicile care 30 de ani s-au făcut asupra noastră. Și mi-e trist când alți colegi de-a noștri, când alți cetățeni de-a noștri râd tot de oamenii noștri. E că cum în campanie electorală se împarte Gagauzia, Transnistria, diaspora. E că și acum se împarte. Păi cine seamănă ură în societate? Oamenii sau politicienii seamănă ură în societate? Da, oamenii au nevoie. Pentru un om 200 de lei pe zi, acum este un ajutor extraordinar. El e de condamnat? Nu. El nu are de mâncare și nu are de lucruri. Dar știți că unii își pun întrebarea, 200 de lei să vii la protest sau 200 de lei mergi și poți fi zilier astăzi pentru că lipsă de brațe de muncă? Cu siguranță că sunt multe lipse de brațe de muncă, dar eu aș vrea să văd atunci, în cazul dat, cum mesajul complementar să fie să iasă acela care oferă azi 200 de lei pe zi pentru braț de muncă și să zică, vină la mine că eu te angajez. Vreau să-i văd. Bine, eu deseori, eu știu că în sezonul de recoltare... de la Fierul Ierbii aud... Eu știu că în sezonul de recoltare și 20.000 de lei pe lună nu găsești muncitori. Da, și ei spuneau că ofer 600 de lei pe zi și eu nu găsesc brațe de muncă pentru că recolta trebuie strânsă repede și nu am oameni. Sau găsește și a doua zi nu vine. Eu am auzit tare multe istorie din asta, pentru că asta... Dar iarăși, de ce să dăm vina pe oameni?
Noi cumva iarăși primește că dăm vina pe oameni. Politicile statului trebuie să fie corecte. Noi toți am crescut în societatea asta și ne-am copt. Și ba mai mult ca atât, noi nu plecăm de aici. Și haideți să facem așa ca peste 5 ani de zile să fie mai bine. De ce? De ce până acum, iarăși îmi cer scuze de întrebare retorică, de ce până acum s-a permis magazinele sociale al ușor? De ce? De unde ușor să dăie produse mai ieftine? De ce s-a permis prostirea oamenilor? Dar de ce nu puneți altfel întrebarea? De ce au obținut permisiune? Corect. Partidul ușor să aibă aceste magazine sociale, să aibă duty-free, să aibă gările moderne, să aibă alte proprietăți? Și de ce până acum s-a răbdat chestia asta? De ce tot Nordul astăzi se uită la canalele rusești? Tot Nordul. Noi despre ce vorbim? Irreversibilitatea parcursului european e una la care trebuie să se gândească cetățeanul sau, totuși, ținând cont că se organizează aceste acțiuni de protest și ele au și alte scopuri, nu doar cele de a arăta cât de sărac este omul care a ajuns în piața, în centrul Chișinăului. Eu nu vreau să fiu încă unul din cei care vorbesc despre coloana 5-a și interesele, nu știu ce. Irreversibilitatea este doar în noi, pentru că parcursul european asta înseamnă să fie un stat puternic ca și instituții, în primul rând. Ca și instituții care prestează servicii oamenilor. Ministere, primării, foarte puternice. E că aici noi avem riscul cel mai mare, că noi nu am construit până acum instituții puternice și nu am putut noi să, având strategii peste strategii care se prăfuiesc și bani cheltuiți, să livrăm oamenilor rezultate. Dar ca să nu vorbim 10 ani despre... Dar vor să fie reformate. Dar de cine depinde? Acum noi avem în țară, iarăși, un partid de guvernare care are totul. Eu înțeleg atunci când erau AE-urile și erau interese pe sub masă la... Deci erau trei componente care aveau interese diferite. Nu te băga în nord că acolo e cu mătru, nu fă asta că acolo e șinu. Acum este un partid. Un partid care are toate pârghiile. Pe cine să mai dăm vină? Cel puțin pentru construirea de instituții. Despre asta vorbesc. Hai că pe prețuri, pe tarife, am zis foarte clar, este situația care este. Dar pe construcție de instituții. Dar când noi... Bine, mă opresc aici pentru că nu vreau să... Spuneți că e interesant. Sunt cazuri foarte clare că oameni care i-am dat eu afară de la primărie, că lucrau cu PD-ul, că lucrau cu... Sunt angajați acum la instituții de stat. Eu i-am dat afară pe incompetență, pe dosare, o pierdut în judecată, ei sunt angajați acum, fără concursuri, fără nimic. Înțelegeți? Și eu despre asta vorbesc. Deși ni s-a promis meritocrație, tehnocrație, transparență, lucrurile trebuie fundamental schimbate și eu nu știu cine pe noi ne împiedică să fim gospodari la noi acasă. Eu nu am răspuns astăzi, pentru că cele mai bune legi le avem noi. Așa au spus Consiliul Europei. Cele mai bune strategii le avem noi. Experți plătiți cu 5.000 de euro, 10.000 de euro, 15.000 de euro pe lună, avem duiumul. Dosarele din justiție avem. Și ele vorbesc despre multe. Cu siguranță, dar eu aș vrea să văd finalitatea la toate dosarele astea. Apropo, ați mers și dumneavoastră prin instanță, așa? Nu. Nu? Nu. Că se auzea în spațiu public și Ruslan Codreanu. A fost o greșeală din partea instituțiilor mass media. Îmi cer scuze, chiar acum sunt prezent la dumneavoastră și sunteți o instituție mass media, dar a fost o greșeală din partea instituțiilor mass media. N-am fost nici citat, nici chemat, n-am fost niciunde. Și atunci a fost o pușcă din partea unei instituții mass media și au preluat-o toate sursele, fără să mă sune măcar unul și să zic că este adevărat sau nu este adevărat. Ce vă doriți cel mai mult acum? Pace. Chiar dacă nu sunt original, pace, unitate în societate, mai puțină ură și dezbinare între oamenii Moldovei și vreau un guvern care să se gândească în primul rând la cetățeni și mai puțin la partenerii străini. Și iarăși, pe final chiar, credeți că doar guvernul trebuie să-și asume întreaga responsabilitate? Da. Și ceilalți da. Cu siguranță, ce fac? Da. Ceilalți cine? Opoziția, societatea civilă, cetățeanul... Guvernul are toate pârghiile acum ca să pună bazele unei dezvoltări în Republica Moldova. Și eu nu o văd. Asta, de asta eu zic da cu fermitate, pentru că am lucrat și în guvern, și în minister, și în APL, și în ONG, și asistent de deputat. Și eu știu cine și ce poate face. Dar atunci când tu repari toate borțele care le-ai de reparat, și ca pompierul, și stângi toate focurile care le-ai stâns, tu nu faci nimic altceva decât au făcut toți ceilalți până la tine. Știți care e percepția cetățeanului? Care? Avem foarte mulți politicieni, vorbesc bine, pricep în probleme, doar atunci când în afara guvernării spun cât de
pricepuți sunt și când ajung la cărmă, atunci situația se inversează. Numai că eu am un pic de lux în toată această situație comparativ cu alți politicieni, pentru că eu am demonstrat că se poate. Din banii publici, fără datorii, fără să iei bani de la bănci, poți să construiești și grădinițe, și drumuri, și să faci și primul forum investițional, și să pui întreprinderile pe plus. Asta e diferența dintre mine și mulți care vorbesc, dar când ajung nu fac. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Amintim celor care ne-au urmărit că am discutat cu domnul Ruslan Codreanu, care este președintele Puterii Oamenilor, Partidului Puterea Oamenilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Eu onorat și vă mulțumesc pentru discuție. Eu tare sper să mă mai invitați. Ultima dată am fost aici 3 ani și tare mi-e dragul nostru și în acest sediu. Mulțumim!